Bună ziua, dragi prieteni, Cătălin Cornea sunt și, da, suntem pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional. Astăzi vreau să vă surprind, pentru că foarte mulți dintre voi îmi scrieți că aveți puiuți, aiuriți care fac tot felul de lucruri, inclusiv că mănâncă de pe jos, și m-am gândit să fac un clip scurt pentru voi să vedeți cum procedăm cu un cățel care pentru prima oară se familiarizează cu reținerea de lesă și ce puteți voi să faceți, așa cum voi face eu cu acest mic pițigoi care își dorește mâncarea pe care o am eu în mână. Voi provoca acest junior să încerce să se ducă la mâncarea pe care o voi lăsa jos. Dar totodată îl voi reține să învețe să se lase ținut de lesă și totodată să îi arăt ce are de făcut pentru a câștiga inclusiv mâncarea de jos la care eu nu-i permit accesul. De ce facem asta? Să-l obișnuim pe pui să accepte limitările, să aibă răbdare, să nu se frustreze și totodată să coopereze cu noi pentru a putea să câștige și ceea ce își dorește. Deci, vom începe, avem lesa de care ne ajutăm în mare măsură pentru că el trebuie obișnuit să se lase condus și de lesă. Avem mâncarea pe care și-o dorește atât de mult și acum ne folosim de tehnică. Deci, am mâncarea pe care o las jos aici. Câinele e înnebunit să tragă, vedeți? Dar eu voi face așa, îl țin pe loc, îmi pun piciorul pe lesă, da? De genul acesta, să nu poată să se ducă și de aici, cu ce mai am în mână, îl învăț ce să facă cu reținerea de lesă. El încearcă să se ducă, apoi când începe să se prindă că reținerea de lesă de fapt înseamnă culcat ce a făcut el acasă cu mâncărica, încep să încurajez acest comportament, deși este recompensa aici la care el vrea să se ducă. Deci, mâncatul de pe jos știu că este o problemă pentru toți, însă toți puii sunt tentați să găsească mâncare pe jos și să o mănânce. Trebuie să vă obișnuiți cu situația asta și să fiți cu un pas înaintea lor. Dar până să apucați să beneficiați de trasul lesei, ca să nu mai mănânce de pe jos și să renunțe, învățați-i ce să facă cu lesa. Asta fac eu acum. Liber! Perfect. L-am lăsat să ia. Deci, practic, are încredere în mine că dacă face ce îi spun, va câștiga și el ceea ce își dorește. Dacă se lasă condus de mine, reținut de lesa mea, va câștiga și el ceea ce a găsit pe jos și își dorește. Acum, bineînțeles, nu o să puteți să-i lăsați să mănânce orice de pe jos, dar este un exercițiu care îi face pe pui să se concentreze asupra noastră. Mai facem o dată. Deci, îl trag de lesă, îl conectez pe mână, da? În timp ce el este atent la mâna mea, eu lucrez cu lesa, o duc aici la distanță, observați, țin apăsat pe buton, pun piciorul pe lesă să-l țin pe loc și îl provoc acum să încerce să se ducă. Dacă face această alegere, dau acel marker de care am mai vorbit în clipurile anterioare. Vă duceți acolo în playlisturile canalului și o să găsiți. Este vorba de acel marker verbal numit generic ia. Și când i-am spus ia, poate să ia recompensa. Îi mai spun o dată să rămână, stai, ia, marker, și apoi îi spun cuvântul care îi dă permisiunea de a pleca. Liber! Observați? El este foarte motivat de mâncare. Este de câteva zile a început să iasă afară și provocarea este să lucreze pentru mine, să coopereze cu mine, în ciuda faptului că sunt distrageri de tot felul în acest mediu real. Însă, bineînțeles că ne bazăm pe instinctul de hrană, pentru că este de bază la pui, și construim impresii față de trasul de lesă, construim asocieri corecte cu distrageri din mediu care pe unii pui poate îi pot stresa sau pe unii pui chiar îi provoacă să tragă disperați în lesă să ajungă acolo. Dar îi pregătim, așa cum fac eu cu acest pitic de stăpă, vedeți? Îi pregătim pe pui să se lase conduși, să intre în jocul nostru și să accepte toate provocările noastre, cum fac eu acum. Azi recompensa,
Și el începe să facă alegeri pe baza experienței pe care tocmai i-am oferit-o mai devreme și alegerea comportamentului alternativ, și anume să stea pe loc în loc, să tragă în lesă disperat, să ia recompensa de jos sau mâncarea de pe jos, eu o încurajez cu ia recompensă și apoi liber. Da? Voi mai face o dată, dar voi începe să-l provoc să greșească și să fie disperat să tragă în lesă prin faptul că mă voi mișca și din mișcare arunc recompensă. Deci mă duc, arunc recompensă, îl rețin și apoi îi spun culcat, bravo, ia, culcat, ia. Observați că și puii pot comunica foarte bine din lesă și din zgardă dacă asocierile sunt corecte cu mâncarea, bineînțeles. Ia, liber. Totul este să anticipeze perspectivele. Perspectiva, în acest caz, este că va câștiga ceea ce nu poate accesa, culmea, în momentul în care eu îi limitez acces. Sper că v-a plăcut acest clip, sper că vă va fi de folos. Înscrieți acolo în secțiunea de comentarii. Comentăm împreună și dezvoltăm exercițiile de care cu toții avem nevoie. Pentru moment îmi iau la revedere de la voi și nu uitați, oameni buni, că orice câine poate fi dresat dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. La revedere! Hai, pitică!